În ediția de azi nu prezint nicio tânără speranță a muzicii românești. În schimb, inspirat de faza cu violonistul și soneria de telefon, am o colecție de accidente suferite de instrumentiști. Violonista și vata de zahăr din Arcuș. Panica percuționistului. Stradivariusul făcut în China. Nu ducem lipsă de reacții la filmulețele cu români și cu unguri. Vă amintesc că suntem o emisiune de umor, așa că relaxați-vă. Când vreți foc la care să se umfle tărâța patriotică în voi cu ură, uitați-vă la Antene. Sau la Pro dacă vreți spoială colorată. Ideea e că tot ce facem aici e pe bază de ironie și autoironie. Sau autoironie. Sau și autoironie. Ca și în filmulețele pe care le-au făcut niște unguri. Nivel începetur. Prima lecție, mâncare. Mere. Măr. Pere. Păr. Mămăligo. Mămăliguță. Tocan. Tocăniță. Tocăniță cu mămăliguță. Nicolae Guță. Salam. Mici. Gretor. Mici la gretor cu pâine și muștar. Lecții de limba română de la nivel începător până la nivel avansat. Nivel semi-avansat. Lecția 3. Îmbrăcăminte, sport popular. Ciorap. Aveți ciorap. Ciorap, damă. Cosco. Cosco. Fără cosco, fără cosco. Șlap. Șlap, damă. Fusto, veste, voal de veste, șalupito, șalupito, damă, moiu, fiș, kiloț dinamu, kiloț steaua, kiloț, damă, iun, luco, iun luco, babe, babeș, babeș bujoi. Ardei, morgorină, ardei cu morgorină, Andrei, Andrei Margo, cal, fier, calorifer, cale ferată, Babes Bujoi versus cale ferată. Lumea e încă sub influența filmului cu Van Damme stând în sfoară. Niște tipi au încercat să parodieze scena și a ieșit ceva prea ca la țară. Cel mai admirabil oricum. Telespectatorii noștri sunt mai creativi decât ai altora și mai implicați pentru că ne-au trimis creațiile lor. Vlad Ungur are un tutorial de machiaj și de machiere. Vă voi prezenta un scurt tutorial despre cum se machiază fetele înainte de plecarea lor în club. Deci, după noapte furtunoasă în club, luăm oglinda și începem să ne demachiem.